Mă numesc Ioana Drăgoi, am 70 de ani și în urmă cu o lună am simțit o durere profundă în genunchiul drept. Mi l-a imobilizat complet, abia am mai mers și, spre norocul meu, cineva mi l-a recomandat pe domnul doctor ca Tarek Hazer și m-am prezentat la dânsul, i-am povestit ce am cu genunchiul, mi-a recomandat să fac radiografie, iar în urma radiografiei s-a constatat că am început de artroză. Mi-a recomandat domnul doctor tratamentul PRP, adică o combinație de sânge de-al meu recoltat de la mine cu un amestec de plasmă, cel puțin așa am înțeles eu. Am făcut prima infiltrație. Mi-a spus domnul doctor, primele două zile o să fie așa și așa. Dar eu nu am simțit absolut nimic, niciun fel de durere. După prima infiltrație, m-am simțit ca și înainte când eram eu sănătoasă. Nu m-a durut absolut deloc, deloc. M-am prezentat la a doua, sunt foarte fericită și pot să îi mulțumesc domnului doctor și să-i doresc sănătate și cine are dureri de a se ca ale mele să vină la domnul doctor.